Deci era un om tânăr, la vreo 40 de ani, cum să zicem, putere. Și cârtea, și plângea, cuti, toată lumea s-a realizat până la vârsta asta, că au bogății, au de toate, numai el e sărac și el n-are, și el nu știu ce, că e cel mai amărât, că Dumnezeu îl neglijează, că de el n-are grijă. Ei, și un bătrân vecin acolo tot l-a auzit bodogănind și tot strigând și tot nemulțumit prin curte. Ce omul ia vine încoace? Dar de ce te plângi? Păi nu vezi că toți au și eu n-am și nu știu ce, sunt cel mai sărac de pe pământul ăsta. Da, ești cel mai sărac? Zice, ai mâini, ai picioare, ai ochi, am, dar și ce valoare au astea dacă eu sunt sărac? Zice, nu-i nimic, uite ce facem. Dacă stai o mână și îți dau 3.000 de lei. Cum să tai o mână, zice, așa ceva, păi, a, dar nu se merită, nu, cum se merită? Și-ți dai seama, mâna, nu știu ce, cu tare, ce mă fac numai cu o mână? Bun, atunci hai că stai în picior și-ți dau 5.000 de lei. Hai, cum să-mi tai în picior? Păi ce mă fac eu, îți dai seama, dă-i în col de bani. Bine, atunci hai că-ți scot un ochi și-ți dau 10.000 de lei. Cum, adică, ce mă fac eu fără ochi? Păi îți dai seama ce înseamnă lucrul ăsta? A, deci asta vrei să spui că valorează mai mult decât banii care ți-i ofeream eu? Cum să nu valoreze? Păi asta toți banii din lume, zice, nu poate să acopere lucrurile astea. A, deci toți banii din lume. Înseamnă că tu ești cel mai bogat om. Ai mâini, ai picioare, ai ochi, ai toate simțurile astea, adică ai sănătate, nu ești bolnav. Și ce vrei mai mult? Ești cel mai bogat. Dacă nici cu o sumă de bani nu ne renunți la ele, cât mai valoroase decât toate, înseamnă că ești cel mai bogat om. Deci, vedeți, noi nu apreciem ceea ce avem. Avem bogăție dată de Dumnezeu în dar. Tot ce avem, sănătate, mâini, picioare, ochi, toate cealante, și nu le folosim cum trebuie. Trăim în lenevire, în lincezeală, ni-i greu să facem ceva, să muncim, să ajutăm pe cineva. Deci un om sănătos, care i-o dat Dumnezeu, când zicem sănătos, că îl mai doare pe fiecare pe ceva, dar având mâini, picioare, poți să muncească, ăla nu poți să plângă că e sărac. Și cu ziua, dacă te duci și muncești și scoți pâinea, nu poți să te plângi că ești sărac. Dar comoditatea ne-a învățat altfel, că trebuie să avem mult, că dacă n-avem, atunci suntem săraci. Nu! Toate le lăsăm când plecăm din lumea asta. Să știți că nimic nu luăm cu noi. Și atunci, cui rămân toate astea? Să ne gândim bine și să-i mulțumim permanent lui Dumnezeu și Maicii Domnului.